Înainte să înceapă acest video clip frumos, vreau să vă spun că am un server de Discord în care puteți să intrați și să vorbiți cu mine și să vorbiți cu alții și să ne jucăm și toate cele. Îl aveți în descriere, așa că intră. Bună ziua, lumea, sunt Timo și bun venit la un nou episod de Minecraft. M-am gândit într-o dimineață, dacă aș face comunism în Minecraft. Păi, exact aia am și făcut și o să vă arăt videoclipul fix acum. Ok, timpul să caut un village. Where the fuck aș putea găsi un village? Oh, și-am găsit village-ul. Am găsit unde vom face comunismul. Hai să inspectăm locul să vedem ce e de el. Deci, văd că e un loc mare. Avem ferme unde vom putea să facem fabrici de acolo. Mai multă cultivație. Avem un villager. Unde sunt restul de villageri? Villageri. 3 villageri aici. Ah, 4. De ce ai apă în jurul casei tale? Poți să-mi spui, te rog? Avem de-a face cu un mic stat de 4 villageri și... Ok, păi primul lucru ce va trebui noi să-l facem aici este să marcăm teritoriul. Pentru început trebuie să facem locul ăsta mai frumos cu chestiile astea. O să punem ție la casă. O să punem aici... Oh, da, deja pot să simt comunismul. O să facem un loc impresionant în care oamenii vor fi fericiți, vor munci pentru idealurile lor. Ok, deci am pus acum niște bannere la fiecare casă. Cred că asta o să facem primăria. Deci ca primăria trebuie să aibă mai multe atunci. Așa, trebuie să fie un monument. Deci trebuie să avem și bannerul potrivit, așa. Oh, avem și un copil. Acum am văzut. Hai să facem niște nemtecuri. Vom pune cât un nume la fiecare. Anvil. Ok, so Anvil. Primul nemtec va fi tovarășul Ghiță. Al doilea o să fie tovarășul Gabi. Așa. Tovarășul Cimpoi. Tovarășul Cătălin. Tu ai față de Cătălin, tu poți să fii tovarășul Cătălin, tu vei fi Cimpoi, tu vei fi Gabi, tu vei fi Ghiță, deci până acum avem Ghiță, Cimpoi, Gabi și Cătălin. După cum arăți tu am să te numesc, Trandafir te numesc, să-mi bat piciorul de nu. Tovarășul Trandafir, atât. Tovarășul Trandafir. Bun, deci Cimpoi, Gabi, Trandafir, Ghiță, Cătălin. Bă, da, e așa de pustiu. Trebuie să facem o fabrică de copii, mă, undeva. Și tu vei fi... Oh, ca domnul dormi pe... Tovarășul. Primul lucru. Eu, ca și președinte acestui stat, trebuie să fac oamenii să lucreze. Fiindcă aparent nimeni nu lucrează. Cum se poate așa ceva? Cum să nu lucreze lumea? Prima oară, văd că avem aceste ferme. Putem să punem lumea să fie fermieri. Am putea face mai mare, desigur, fermele, pentru a putea lucra mult mai multă lume. Și cred că asta e și opțiunea care o fac. Deci știu că avem vreo 4 villageri. O să măresc ferma asta. Și acum, pentru fermieri, o să fac niște căsuțe. O să le fac din andesit, așa. Trebuie să aibă oamenii niște case unde să doarmă, exact lângă ferme, fiindcă aici o să locuiască, dă-i în pula mea cere. Așa, ca să aibă oamenii o priveliște minunată către fermă. Ai tot ce te contează, ferma. Ne trebuie resurse. Trebuie să facem ceva în oraș, să producem. Prima căsuță a unui villager de rând, a unui fermier de rând, pot să zic, pardon. Primul villager care punem acum la muncă. Deci e un singur fermier. Cătălin, tu ești singurul fermier aici. Tu unde lucrezi? Unde lucrezi? Unde lucrezi? Tu vei veni cu mine. Vreau să știi că trebuie să mergi într-acolo. Cum te cheamă? Ghiță. Ghiță, ascultă-mă momentul ăsta. Du-te încolo, în paște. Ghiță la muncă. Tu n-ai job. Gândește, Ghiță, că tu n-ai job și tu nu o să faci nimic în orașul ăsta, înțeles? Trebuie să mergi la muncă. Așa. Du-te frumos la un compostor. Bun, băiat, și aici vei sta de acum încolo, ai înțeles? Asta este rolul tău, vei fi fermier, vei aduna tot ce e aici pentru binele orașului nostru și vei munci, ai înțeles? Am să te privesc, Ghiță. Uite, am avut un alt tovarăș care nu lucrează aparent. Tu, tovarășe, tu nu lucrezi. Ia mișcă la muncă acum, mișcă. Ferma este încolo. N-o să te vreau să lucrezi aici dacă nu lucrezi, ai înțeles? Cimpoi, Cimpoi, mișcă. Ferma e încolo, Cimpoi, vei fi fermier. Cimpoi, ascultă-mă momentul ăsta dacă nu zic. Cimpoi, ferma e încolo. Tu vă aveți să nu mă asculti, Cimpoi? Cimpoi, îți dau ultima șansă dacă vei, dacă fugi din oraș, nu o să mai ai ce căuta aici. Tu trebuie să lucrezi pentru oraș, pentru stat. Du-te. N-ai văzut nimic. Uite aici pe Trandafir și pe Gabi și pe Ghiță. A, nu-mi place că Ghiță a plecat de la muncă. Ghiță, ascultă-mă. You need to work your ass. Tu trebuie să muncești, nu trebuie să lenevești nici o secundă. Tovarășul Ghiță, tu ești aici aparent. Văd că ești la muncă ta, ceea ce mă bucură. Am să-ți fac un mic wall, numai ca să nu pleci vreodată din zona asta. Sper că nu te superi, nu-i așa?
Foarte bine atunci, actually. Chiar mă gândeam că ar fi o idee bună dacă ai locui aici și ai rămâne aici. Ok, păi, succes, Ghiță, în ce faci? Haide pe ce mai băgăm la muncă, că aparent un villager am pierdut. Tu, Cătălin, foarte bine, foarte bine că muncești aici. Trebuie să te răsplătesc pentru că ești muncitor. Eu o să-ți fac forma mai mare, actually. O să pun niște lumină în jur la fiecare. De lumină, hai să mă duc și la Ghiță. Ghiță se pare că muncește din greu. O, ce fermă faină ai, Ghiță, sunt mântru de tine. O să pun și aici. Eu am dat ca și un președinte bun, ne-am Cătălin? Ce-i asta? Cătălin? Uite în ochii mei, Cătălin, uite în ochii mei. Cătălin, ce-i asta? Nu-mi zi ha, zi ce-i asta? Ok, te iert pentru prima oară. Dacă se mai repetă asta încă o dată, nu o să fie prea frumos. Avem două ferme până acum, dar ne mai trebuie villageri. Noi nu prea avem villageri și asta e o problemă, fiindcă avem și case. Sunt case goale. Cred că o să fac un spital de unde o să vină copiii. Da, copiii vin dintr-un spital. Ați auzit foarte bine. Ok, so, am revenit și am construit un spital. Ce pula mea caut. Hai să vă arăt cum o să avem villageri infiniți. Dacă intrăm frumos la spital, vezi că avem aici un locușor frumos. Avem un villager care, de exemplu, desigur, păzește. Și multe alte chef. Și acum să vă arăt lucrul și mai interesant de atâta, cum vom face copii în această spital, ce greșit sună. Hai să vă explic un pic cum funcționează. Deci, practic, am un timer afară, dacă vedeți aici, și acesta sumonează mereu cât un baby villager, care merge frumos pe apă, merge. Și aici este casa de copii, care fiecare au paturi și mai multe chestii. Și practic, cum funcționează chestia asta? Fiecare villager care se spunează aici va crește după un timp, da? Când devine adult, o să le pun un nume. O să iau de aici și pun la muncă. Da, e o idee genială, știu. Hai să luăm niște lână, actually. Voi face un H aici. Ok, mă gândeam să chem un asistent pentru a continua toate chestiile astea. Așa că am pe cineva cu mine. Răzvan, salut. Bună ziua. Hai să-ți prezint minunata mea națiune, care am făcut-o aici încă neterminată. Aici putem avea un muncitor, desigur, care muncește pentru acest oraș. Poți să vezi semnul nostru foarte frumos de banner. De tovarășul Ghiță, dacă te uiți, poți să vezi fiecare are un nume din orașul nostru. Tu nu ai nume, ce dracu ești, american? Tu nu ai nume? Tu n-ai nume? Tu n-ai nume? Cine ești? Cine ești? Dă-ți creativ. Dă-ți creativ. Ok, unde eram? După mine. Acum o să-ți pot prezenta fântâna orașului nostru, unde poți vedea într-o majestie minunată semnul noastre iară. Exact, știu. Aici e iar o altă fermă unde un vrednic muncitor lucrează pentru binele orașului nostru. Orașul nu prea are mulți cetățeni, știi? Așa că această... Stai acolo, rămâi acolo, te rog frumos. Am să pornesc spitalul. Vino aici, te rog frumos. Poți să vezi acest copil frumos cum merge undeva, da? Da, da. Vine cât un copil din acest spital la câteva secunde și dacă mergem desigur la casa de copii, care e chiar aici, poți vedea că avem foarte mulți copii pentru orașul nostru, fiindcă ne trebuie foarte mulți cetățeni. Când vor crește mai mari, o să le pun un nume și o să-i pun la muncă. Bă. Da, fiindcă tatăl meu trebuie să muncească în orașul ăsta. Nimeni nu poate să stea liber, n-are voie nimeni să fie liber, știi ce spun? Aici este, desigur, primăria, orașului nostru. De ce ai un găur aici? Ignoră, se va repara, desigur. Uite ce treabă bună face Ghiță. Uite câtă... Ghiță? Ghiță, ce e asta? Ghiță? 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 Hai cu mine un pic. De ce aici nu-i plantat, Ghiță? Ghiță, mă dezamăgești, eu eram mândru de tine. Da. Ghiță, ultima oară când ai spart, am zis că e ultima oară când te iert. Nu-i așa? Dacă se mai strică din cultivație, I don't know, cred că Ghiță o să atingi să fie, să dispară pentru o vreme. Să nu uităm că ne trebuie resurse pentru țară, trebuie și minereuri, desigur, trebuie să fie un loc unde să mineze ei. Așa, voi doi, tovarășul Gabriel și tovarășul Marcel, voi va trebui să minați aici pentru a prospera orașul, da? Aici rămâneți, permanent. Aveți și paturi, cred că o să vă descurcați de minune. Vă urez baftă. Tovarășul Răzvan, poți să-mi prezinți cum ai făcut primăria, te rog frumos? Ai pus un steag acolo, lumea. Intra, vă rog frumos, nu. Aici ai un mic, două haune, o plantă frumos. Ok, ai ok. Tare, foarte cu lumânări frumos.
Foarte stai bine. Mii locuri tot să citești. Citești numai despre noi, despre liderii orașului, da, exact. Liderii orașului, nimic aici altceva. Aici, vă rog frumos. Aici este patul liderului nostru. Adică eu. Din altă ori, de fapt, da. Cu zilele mele. Aici pot citesc social media și chestiile din afara orașului nostru, care restul n-au voie să citească decât eu. Ah, da, ce frumos. Ești tot tovarășe, Răzvan, îți mândru. Te caut tot aici. Capitanism? Cine ești? Nică și-o schimba hai! Ești un spion? Spion din America? Mori! O lume în care toți sunt egali, fiecare sunt egali, nimeni nu are mai mult decât altul, că dacă l-avea aș omor pe toți. De logic că liderul trebuie să aibă mai mult decât toți, fiindcă eu sunt liderul până la urmă. Chiar, bă, noi n-avem fierărie. Trebuie să facem ceva de fier, că noi ne trebuie fier. Dacă n-avem fier, nu mai merge nimic după. Nu mai sunt tânăcope, nu mai sunt. Exact, exact. Păi nu mai sunt tânăcope, unelte pentru oameni. Ei trebuie să trăiască din pickaxe-uri și topoare și lopeți. Ar merge o fierărie aici. Oh, da. Oh, ok. Cred că o să băgăm doi villageri aici. Ok, păi cu ocazia asta ei doi o să muncească. Ai venit serviciu. Ah, da, că avem aici o biserică. Bine, nu-i biserică. Trebuie să punem un preot aici. Religie, de capitalism. Exact, exact. Se va învăța despre pe mine și despre istoria mea. Ok, prima oară începem cu un zid. Mă ajut să facem zidul? Vă va arăta în spate. Ia ce frumos. E cam prea mare, zis eu. Hai și intenția. Când am zis să vă arăt că nimeni nu pleacă de aici, n-am glumit. Chiar nimeni nu pleacă de aici. Răzvan, nu. Acești porci sunt porcii noștri. Că se află în teritoriul nostru, nu-i așa? Aici vom face un grajd. Perfect. Acum avem mâncare. Bun, tovarășii Ion, voi fi mândru tine, educă-i cât mai bine. Tu te vei ocupa de porci pentru tot restul vieții tale, îți pun și un pat lângă ei. Urzica va dormi aici, aici va dormi urzica. What? Ce e acimentul ăsta? Serious dedication, dedicație serioasă pentru a face un regim comunist. Oh, ce? Urzica a scăpat! Adică urzica, nu, urzica. Tu ai vrut să fugi cumva? Înapoi. Nu înapoi. Merită pedepsit, bedrocul. Adică dacă tu fugi de munca, vine după tine, urzică. Înapoi. Nimeni nu fuge de muncă. Am încredere în el. Urzică, rămâi aici până te educi. Nu se poate. Cum ai putut să scapi? Locul ăsta e minunat, adică oricine ar vrea să trăiască aici. De ce ai vrut să fugi? Știi că nu poți să fugi vreodată de aici, nu? Aici rămâi mereu. Împreună, cu toți. Ok, hai să vedem ce mai fac minerii noștri. Ia să vedem noi aici frumos. Iată oamenii. Au găsit cărbune. Te-ți mirați mai mult, dar sunt mândru de voi. Pentru asta vă răsplătesc. Luați de aici niște fier. Meditați. Luați de aici. Ce frumos e totul. Uite-te-i, Tomares. Ce e asta? Am găsit și o pâine aici, nu știu cum. Adică stai, voi aveți mâncare? Ce e asta? Ce e asta din mâna mea? Unde a furit? Nu, pentru asta trebuie să muriți. Deci voi aveți rații de mâncare? Era okay. Misibil. Chiar îmi pare rău că v-am felicitat acum, v-ați făcut o treabă bună aici, dar... Sincer, chiar îmi pare rău, dezamăgit. I'm shame. Cum să aveți mâncare? Cum să aveți așa ceva la voi? N-aveți voie să aveți. Ok, tovarășul Andrei și tovarășul Lucian, veniți cu mine. Ați încălcat regula de a fura de la stat, așa că pentru asta veți pedepsiți cu moartea. Nu scapi. Nu. Minunat. Am salvat statul. Acum putem continua cu treaba. Desigur, am făcut și capul creatorului aici frumos, care să arate cetățenilor din statul meu, fiindcă au pe cine să venereze și să îl vadă cât de suprem îi, pe mine desigur. De aici pot eu să ghidez statul meu comunist. Foarte frumos. Îmi vine să plâng. Mă aplaud singur în momentul de față. Adică avem producție de mâncare, avem producție de fier, avem producție de minerit, avem oameni care lucrează în ferme. Locul este gol. Le frică la oameni să iasă din casă, dar e perfect. Poate lumea se va revolta și va protesta, dar e perfect. Fiindcă, la urma urmei, este un oraș productiv și aia tot ce contează. Răzvan? Răzvan? Poate-i pic. Capita... Poate-i pic, Tom. Dacă ai 2 minute, nu mai lăs. Te
deloc spune. E a lui. E a lui. Ce caută așa ceva aici? Întreabă pe el, pe mine. Acum ce caută așa? Ce e asta? N-am vrut să... N-am. Afară fiecare. Ok. Ok, deci eu vă fac un loc bun. Eu vă fac un loc în care să trăiți bine. Și voi ce faceți? Din nou, no, voi... No, I, no. Tu stai acolo. Vezi locul da, ăsta? Da, da, nu! No, nu! No. No. Mult mai bine, nu? Ok, Răzvan, m-ai dezamăgit foarte rău, așa că... Îmi pare rău. Nu! No. Give me a call.